Voci din mormânt, războiul a doi oameni în Irlanda de Ed Maloney. Cei doi sunt doi foarte importanți participanți la The Troubles, problemele, adică conflictul care a avut loc în Irlanda de Nord de la sfârșitul anilor 60 până la mijlocul anilor 90 și care au pus pe de-o parte pe cei care doreau alipirea Irlandei de Nord la Irlanda și pe de cealaltă parte pe cei care doreau să păstreze în continuare Irlanda de Nord în UK. Bineînțeles, lucrurile sunt mult mai complicate decât această descriere. Ar fi interesant să vă uitați, dacă nu știți. Pentru că este o adevărată tragedie și s-a întâmplat nu atât de mult. Gândiți-vă, a trecut de atunci cât? 30 de ani? 25 de ani? Încă sunt repercusiuni și acum inclusiv cu Brexit-ul. Ok, de ce voci din mormânt? Pentru că cele două personaje, mai întâi a trebuit să moară cele două personaje pentru ca autorul să scrie despre ele și de fapt să le transpună cuvintele, cei doi dând interviuri pentru un proiect foarte interesant realizat de Universitatea Americană, Universitatea în Boston, care a intervievat mai mulți participanți la acest conflict și le-a secretizat interviurile pentru mai târziu. Brendan Hughes, unul dintre cei doi, este foarte important, a fost foarte important în tabăra catolică, în tabăra celor care doreau alipirea la Irlanda. A fost șeful operațional în Armata Republicană Irlandeze în Belfast pentru mult timp. A fost prieten foarte apropiat de Gerry Adams, conducătorul Sinn Féin, găsiți mai mult pe internet. Așa, a participat la niște acțiuni controversate, dure, dar nu știu cum să le spun. De exemplu, Vinerea Neagră. Gândiți-vă, Vinerea Neagră, ce înseamnă asta? Înseamnă 22 de atentate într-o singură zi, în două ore. 22 de bombe, 22-23 de bombe care au sărit în aer în mijlocul Belfastului. O să vedeți contextul. În carte spune că regretă, spera să nu fie victime, au fost victime, bineînțeles. Spune, povestește el cum s-a ajuns acolo, de ce a luat hotărârea asta. A fost și conducătorul deținuților IRA din închisoare care au intrat la începutul anilor 80 în greva foamei, cerând statut de deținut politic, de deținut, dacă nu politic, măcar militar, de prizonier de război. V-a spus, sunt niște personaje foarte controversate cei doi, pentru că, na, pe de o parte pot fi priviți ca teroriști, pe de altă parte pot fi priviți ca participanți la un război civil, controversat, voi trageți concluziile. Celălalt personaj, aproape la fel de important, David Irvine, face parte în cealaltă tabără, a pornit ca membru al milițiilor paramilitare loialiste, cei care luptau împotriva IRA-ului, numai că a ajuns, a intrat după aceea în politică, a fost și el închis, și după ce a ieșit din închisoare, a intrat în politică și a devenit o voce foarte importantă în campania pentru pace. Și e foarte interesant să vedeți cum a ajuns, da, de la un activist foarte puternic în conflict, un militar, da, la un activist pentru pace. Dacă vă place această carte, vă recomand, tot de același autor, de Ed Maloney, Istoria secretă a Armatei Republicane Irlandeze.